Salutare tuturor și bine v-am regăsit la prima a cincea ediție, cred că e a cincea cel puțin, din La o vorbă și un film. Astăzi vom discuta puțin despre Inglourious Basterds al lui Tarantino. Și pentru asta o am lângă mine pe superba, frumoasa domnișoara, instagramabila, hype-uit, altfel zis, Adriana Matei. Wow! Bună, Adriana! Bună, Cotrin! Wow, așa prezentare nu mi s-a mai făcut niciodată. Păi, dacă nu ai mai vin, unde? E de la scaunul ăsta. Da, asta vreau să spun. Cred că ar fi mai ok să facem un mic schimb aici, fiindcă e... Ok, deci tu ții emisiunea chiar, acum. Da. Bună bine ziua, dragi! Scaunul nu ăla. E așa, sunt... E o pată de culoare, de asta cred că m-am și îmbrăcat în alb. Ia fă-te un intro special. Pentru tine? Nu pentru... Ai, pentru mine, nu. Să mă introduc eu? Da, eu sunt invitat, eu n-am nicio treabă, tot e lin, frumos. Super relax ca invitat, nu mai ai presiunea gazdei. Bine. La ce cameră uit? Cred că la aia. Hei, dragilor! Bine ați venit la o nouă... Cum se cheamă asta? Unde am venit? La o vorbă și un film. Bine ați venit la o nouă ediție a rubricii La o vorbă și un film. Astăzi, din lipsă de alte variante mai bune, de invitați și de oameni cu care să vorbim chestii interesante, l-am chemat pe Codrin! Cum a fost asta? A fost din B52. Codrin, bine ai venit! Bine te-am găsit! Cum te simți? Mă simt ok, ți-am zis, e super relaxant, ca invitat n-ai nicio grijă. Da, să știi că fotoliul ăsta, scaun, ce-o fi, chiar e, pune presiune pe tine așa, deci chiar te simți și bine cumva. Da, comod. Comod, dar nu poți să stau așa. E altceva, cum ar spune un prieten cunoscut de nostru. Băi, e altceva. Cum te simți astăzi? Cum a început ziua ta? A început bine, a început în chiloți și după aia m-am îmbrăcat. Ok, știai că o să ne vedem azi, dar a fost ceva presiune pe tine din punctul ăsta de vedere? Nu, nu. E totul chill, totul ok, it's all good. Mm-hmm. Ok, bine. Tu ce faci în ziua asta? Eu fac foarte bine, mulțumesc, abia așteptam să vin să vorbim despre Inglourious Basterds. Da? Mă aștept că, na. Păi acum tu ești hostul. Singură? Păi ce fac, vorbesc? Eu îmi pun întrebare, eu răspund. Păi nu, te să pui invitatule. A, dar mă, eu, uite, propun așa, hai să le prezinți puțin lumii despre tine. Ce faci tu? Cu ce te ocupi? Bine, mie îmi place foarte mult să vorbesc despre mine. Cu ce mă ocup eu? Eu sunt style coach, practic singurul din această țară superbă. Style coach. Da, adică e o îmbinare foarte frumoasă între consultantul de stil și psihoterapeut, cumva. Cum ai venit fashion police de la... și te duci la ea acasă sau cum? Chiar fashion police, că sună așa, nu sunt o justițiară, să știi. Păi vorbim despre Inglourious Basterds, avem SS, The Fashion SS, nu? Wow, unde te-ai dus? Mm-hmm. Da, pot, da, da, în acest context, da, pot să spun că sunt Hans Landa, dacă vrei. Cu ce mă ocup? Da, este o binare între cele două, pentru că evident, deși știu că tu nu ești de acord și poate nu o să... Cu ce presupui tu că nu sunt eu de acord? Păi stai să zic, hai răbdare, nu te grăbi. Că ceea ce pui pe tine are directă legătură cu personalitatea ta și ce vrei tu să transmiți despre tine în momentul respectiv sau în ziua respectivă. Cu asta nu sunt de acord? Așa cred eu că nu ești de acord. Sunt total de acord. Păi atunci ai zis că nu te-ai gândit foarte mult cu ce te îmbraci astăzi. Păi asta e singura pereche de blugi intactă pe care o mai am. Mai am niște pantaloni, dar nu-mi plac aia. Deci ai o singură pereche de blugi? Momentan, da. Ok. Știi, tu mai mergi, se mai rod, se mai chestii. Intenționezi să-ți cumperi alta? A, păi da, nu pot să rămân cu asta. La fel? Da. Ca și model sau? Presupun, nu știu, nu prea îmi plac rupturile alea. Adică okay. Mai ales că nu sunt practice iarna. Ok, bun. Așa, deci ai ales singura pereche de blugi care e valabilă? De, mai mult sunt obligat să o iau, adică nu. Am ales. Dar dacă te-ai fi îmbrăcat așa cum ai fi avut tu chef, ai fi avut o zi pe gustul tău, cum te-ai fi îmbrăcat? La fel? Păi m-aș fi uitat să văd ce am întâi călcat. Probabil nimic. Și după aia aș lua cel mai apropiat tricou. Stai călcat. Pe asta spun, aș lua cel mai apropiat... Ai călcat în picioare sau...? Da, hai să spunem. Așa. Aș lua cel mai apropiat tricou care arată ca și cum ar fi călcat și după aia aș fi pus o geacă de denim pe deasupra. Deci, practic, te-ai fi îmbrăcat cum ești acum, că ai o geacă de... Măi să fie! A, ok, bun. Deci ești îmbrăcat, chiar ești îmbrăcat ok, aș vrea să... Nu ăsta era subiectul... Și asta venind de la un style coach, da? Deci dar ești îmbrăcat ok, avem aprobare. Da. Da, la toate camerele, da. Eu nu știu să-mi dau cu opinia de ce aș putea da să... Dar de ce? Nu știu. Dar de ce? Chiar te rog. Păi pălăria e cute, îmi place simbolul ăla. Da. Reprezintă ceva? Nu. Sau? A, e doar. E acum. Doar o chestie geometrică, cumva. Și rest? Sunt se, ok. Se asortează fata.
Am vrut să nu complic foarte mult lucrurile, să menținem simplitate ca să ne focusăm pe alte lucruri, m-am gândit, știi? Nu mă așteptam să vorbim despre haine astăzi. Așa, am început astăzi, nu avem ce să facem. Dar putem să trecem, tu ești gazda. Băi, chiar facem asta pe bune, toată emisiunea? Ok, Codrin, ai văzut Inglourious Basterds? L-am văzut foarte recent, da. L-ai revăzut recent sau l-ai văzut recent? Prima dată am adormit la el în cinema acum câțiva ani și acum l-am revăzut. Și ai adormit iar? Nu la asta. La Apocalypse Now l-am adormit. Ah, ok. Sper că nu e asta și lui Daniel. Aba da, da. Da, păi... Dar a fost justificat somnul cumva. Dar la ăsta n-ai, la Inglourious n-ai. Nu, n-am adormit. Și care a fost, care-i părerea acum după ce l-ai revăzut, neadormit fiind? Why? E ok. Pentru mine filmele cu Tarantino sunt un fel de ansamblu sau o grupare de monologuri, scene lungi de monologuri în care strălucesc actorii, respectiv de aia și alege foarte bine și pe aceeași. Asta pe Christopher Waltz l-a ales perfect, care pentru mine e un fel de un soi de John Malkovich cu păr. Au cam aceeași, da. Mai ales în Django mi-a amintit foarte mult de John Malkovich. Da. Și mereu își definește foarte bine personajele. Deci mai mult decât un film de acțiune. Asta e scopul monologurilor, știi? Da, pe asta spuneam, că Tarantino are viziunea în spate de a scoate personajele și povestea în evidență și a scenelor, decât să facă acțiune și... Ca cum e și în Pulp Fiction cu... Da. Do you know what they call a quarter pound with cheese in France? A royale with cheese? Chestiile alea, știi? Da, durează discuția și durează. Da, dar e o chestie așa cinematografică, pentru că și cadrele ajută și cum a început filmul. Da, și mai ales panul ăla de exact. Camere de la... E mișto. Da, cum nu este poate... neapărat, adică nu e un film, nu știu cu ce să-l compari. Uite, spune că eu zisem și de Interstellar, știi? Ai spus de Interstellar? Pe care o să-l lăsăm easter egg pentru altă emisiune? Dacă... O să mai vreau oamenii ăștia să se uite la mine, eu știu. Hai, pentru asta știu. O să las în comentarii. Nu știu, da, dacă se poate să fie comentariile drăguțe. Dar dacă sunt foarte inventive, am zis că le lăsăm. E ok dacă sunt inventive? Da, adică inventiv ce înseamnă? Pozitiv sau negativ? Unde se încadrează? Acum nu ar trebui cum interpretez. Cu sugestii, reclamații, e treaba. Nu știu, pentru ce mai înflăcărați vă recomand Tinder. Decât comentarii. Dar eu nu sunt acolo. Adică... Păi asta spun, dacă au ceva de genul ăla de spus, să știi, să lasă pe Tinder. Ok. Ce să te mai întreb eu, Codri, legat? Îți place Brad Pitt în acest rol? Da. Prima dată m-a amuzat aia cu Gorlami. Aia a fost amuzantă. Dar nu-l văd neapărat indispensabil pentru filmul ăsta. Mai ales că nu strică pe poster să-l ai Tarantino și Brad Pitt. Mai ales că nu l-a avut pe Samuel L. Jackson. Exact. Da, e mișto. E altfel, e un nice face, dar un fel de țăran așa, știi, și cu accentul și cu tot, e mai... Da, dar era foarte bun la ce făcea, adică personajul lui iar a fost făcut da. Ca lumea, era ce, colonel sau nu mai știu, era șeful la grupa aia. Era șeful la băieți. Șeful la... La băieții cu scalpurile. Da, ce le-a mai plăcut. Și mie asta îmi place în filmul lui Tarantino, pentru că el arată, fratele meu, tai scalpul, vezi cum taie scalpul, nu ca la alte filme, când nu arată, știi, adică nu-ți arată per se, efectiv. Îmi place cum îi tăia scalpul, cum sărea sângele, cum îi sărea capul, cum, știi? Așa se întâmplă în filmele lui Tarantino. Când e cu omor și cu crimă și cu sânge, îl vezi cum sare pe toți pereții. Asta mie îmi place. Mie îmi place chestia asta. Spune asta ceva despre mine? Păi, nu știu, eu imaginam comentariile care au ieșit din ce au zis. Ce abia aștept să le aud pe alea. De ce? Că îmi place violența asta? De fapt, nu. E tot o chestie cinematografică, știi? E o iluzie. Exact. Deci, ți-ți place asta, nu te ascunzi de eu, e nu știu cum. Nu am eu deloc. Ok. Nu prea mi-e scârbă, în general, de nimic. Bine, el e și, să spunem, recunoscut pentru scenele astea sângeroase pe care le are în fiecare film. Dar dacă ai urmărit interviuri cu el, vezi că de fiecare dată e super defensiv și le-o dă peste bot la reporter când îl întreabă. Ce părere ai despre filmele tale că sunt așa de sângeroase? Fuck you, ceva în genul ăla. Da, pentru că sunt amuzante cumva. Adică asta mi se pare tare, că dintr-o chestie sângeroasă, crudă până la urmă, scoate ceva amuzant, știi? Adică nu pare, oh, nu, stai, nu îi face aia, nu, ești, da, tăi scalpul. Tăi scalpul. Acum vreau să-i pot scalpul, știi? Așa eram eu. Eram, băi, da, e un film al lui Tarantino, clar o să văd cum îi taie scalpul. Cine a văzut vreodată cum arată un scalp tăiat, serios? Medicii. Mă,
Vorbesc așa noi, oamenii da, ăștia, da, publicul normal, zin. Ai dreptate. Ți-e frică să continui acum acest interviu? Păi tu continui, doar tu îl susții aici. Păi eu îl susțin, dar stai așa că nu, eu nu știu nimic despre tine, Codrin. Filmul tău preferat, spre exemplu, care e filmul tău preferat? Iată. Trilogia Lord of the Rings, Extended Edition. Da, nu am ce să te întreb pentru că nici nu știu dacă am văzut-o. Cred că am văzut primul că, și trailerul. Da, cred că trailerul am văzut în cinema când mă dusesem pentru alt film. Cred, posibil. Și ce ți-a plăcut, revenind la... ce ți-a plăcut cel mai mult la film? De exemplu, la Inglourious? Da. Mi-a plăcut foarte mult scena de deschidere. Suspansul ăla și așa și cum îl creează pe acest Hans Christoph Waltz. Ca fiind un dur cumva, dar după aceea când îți scoate pipa aia imensă, absolut ridicolă, efectiv, îți dai seama că, a, ok, știu unde o să pun personajul ăsta, știi? Adică nu e chiar taie în carne vie, știi? Că el așa pare dur, sânge rece, el e cunoscut, nu mai țin minte cum era, The Jew Hunter, și când arată familia de evrei care se ascundea, știi, adică creează așa un pic de suspans și zice, oh my god, v-am zis că o fac, dar nu știu dacă am voi, mă rog, oh my god, oh my god, oare o să-i găsească sau nu, eram așa, ah, nu, sper să nu-i găsească săraci, nu, dar cumva îl simpatizez și pe el, știi? Nu știu, e așa o chestie... Îi apreciezi intelectul din spate. Da, îi apreciezi, păi el știa da. De la început că se ascundea acolo. Exact, și calmitatea și cum îl ia pe fermier, știi, și bea laptele. Oh. Păi asta e motivul recurent de fiecare dată, că el efectiv e un prădător și când își vede victima de fiecare dată și o dă frumos, știi, o dă subtil. Îi dă târcoale așa da, și abia după aia, bam, pe târgul ochi, puf, direct. Da, nici nu ca te și aștept. Aia cu pantoful, că ai cu menționat. Cu pantoful, da. Fix. Boia dracu știa că a fost aia. Și al mai lăsat-o și pe Șoșana la început să fugă, doar ca să mai aibă ceva încă o pradă de... Exact. Era prea ușor, aia că v-am prins pe toți. Dar oare s-a prins ca e Șoșana? Păi da, nu știu, țipa de pe deal la un moment dat. Păi țipa, dar după aia, când a stat la masă cu ea, a, știi, păi, și normal. A mâncat, cu, s-a prins, cu strudelul ăla, că m-a omorât cu strudelul ăla. Băi, a arătat frișca. Cum să arăți cum pui efectiv frișca pe strudel? Deci eu nici măcar nu mănânc strudel, dar îmi ploua efectiv aici. Da, dar scopul scenelor cu strudelul era tocmai în antiteză cu faptul că ăsta a găsit-o, își avea prada și cu cât tragi mai mult de timp și ea știa cine e el, el știa cine e ea, dar încă o ținea în suspans. La el aici eu nu mi-am dat seama dacă el și-a dat seama că e ea. Da, total. E ca atunci când chiulești, știi, părinții tăi știu, dar te iau, și ce mi-ai făcut asta la școală? Da. Și tu știi că s-ar putea ca ei să știe. Dar nu-ți spun niciodată că începi să transpiri. Începi să transpiri. Da. De-aia a fost și scena tot de acolo, ai văzut când vorbeau, era el și cu, nu mai știu, era un ofițer pe acolo, era Waltz și cu ăsta și vorbeau și ei erau tăiați, nu le vedeai Frederic, capetele. Frederic, iubitul care da, a da. Mutat premiera la cinematograful ei. Da, da, da. Și, da, și ăla e un cadru super. Da, când e pur și simplu zoom-ul ăla încet pe ea ca să vezi reacțiile ei. Și e destul de ballsy, știi, uh-huh. Dacă mă întrebi pe mine, fiindcă alegi ca personajele care vorbesc să nu le arăți, pe când exact. Se arăți doar reacția persoanei respective și aia a fost super tare, adică da, exact. Cojones. Exact, mișto. Ce altă scenă mi-a mai plăcut? Mi-a plăcut și când la petrecere, efectiv în seara premierei, se întâlnește cu Bismarck, tot Waltz. Mm-hmm. Și la fel când, știi, filmează așa în cer, când zici, și cum ți-ai avea piciorul în ghipția? Și cum, la unde e muntele ăsta în Paris? Da, și... când l-a apucat da, boala. Când l-a apucat, exact. Nu, că l-a apucat boala, fiindcă să mamă, la scuză asta s-a gândit serios, fix asta da, a fost da, reacția da, lui. Da. Și bă, ce a început să râdă, știi, că a început să râdă păi ca da, un nebun. Foarte tare, că foarte tot timpul tare. Avea și papucul în buzunar. Exact. Mișto. Hai, vezi că, uite, ne-a plăcut cumva filmul. Suntem în aceeași... Da, per total, adică nu m-a impresionat atât de tare, dar în modul în care e compus, povestea cum e spusă, personajele cum sunt scrise și cum sunt interpretate mai ales, asta n-am absolut nicio chestie. Exact. Și de fiecare dată am să văd un film de Tarantino, uite, nu l-am văzut pe ăsta nou, ăla tot cu Brad Pitt și cu DiCaprio. Eu l-am văzut. Mi s-a părut un pic prea lung, știi? Prea trase de păr dialogurile și reacțiile, uh-huh. Știi? Chiar dacă ok, focusul e pe personaj și pe crearea personajului, mi s-a părut oarecum boring, adică eram hai pe bune, nu se mai întâmplă nimic, nu mai sare nimic, niciun cap, nimic, nu se întâmplă nimic. Da. A, deci nu e la fel de sângeros? Nu e la fel de sângeros. Este, dar nu este la fel de sângeros în niciun caz. Am nu știu înțeles. Dacă... Deci îl recomand pe la?
Că chiar n-am apucat să-l văd și... Nu. Nu-l recomand? Nu-l recomand. Nu știu, nu. Poate dacă-l mai văd odată și, nu știu, poate nici n-am fost cu cap acolo efectiv, dar nu mi-a plăcut. Eu mă uit oricum la aproape orice film cu Brad Pitt. Shocker! Da, cred că nu se aștepta nimeni la asta. Așa. Dar... și cu Leonardo DiCaprio, apropo. Nu mai mă, că Leonardo e un film. Da, e bun la plată pentru Oscar. E un actor bun, de ce zici? Ok, mainstream așa, Brad Pitt și Leonardo DiCaprio, știu, aha, ești fată, evident. Da, a fost mult prea disperat după Oscar, așa cum a vrea da, premiul Nobel pentru pace. Da, a fost, dar merita. Deci, pe bune, cât să-l ocolească? Nu mi-a plăcut, evident. Nici mie nu mi-a plăcut. Eu nu i-aș fi dat pentru filmul ăla, dar da, cred că i-au dat, altele, da. Nu știu, că bă, haide, să scăpăm de asta. Haide, că ai stat în da, cal, nu ce-a stat. S-a tot internetul în... la un moment dat cu hai, dați Oscar exact. Odată, nu mai scăpăm de el. Era, de fapt, da, Greta, cred că mai avea un pic și zicea, haideți, dați Oscar. Da, Greta. Așa, hai că vorbim de filme, eu nu. Într-adevăr. Nu migrăm. Și ai mai spus că îți place și Interstellar? Da, îmi place și Interstellar. Cred că l-am văzut și eu de vreo 4-5 ori pe an. Ai avut timp, înseamnă că Interstellar ăsta durează 3 ore. Știu, dar mă captează de fiecare. E Nolan. Adică... Da, 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 exact. Și Inception. Mișto. Da, e ok. Da, Interstellar e mai mișto decât Inception, dacă mă întrebi pe mine. Da, da. Chiar e mai mișto. Da, mi-a plăcut mult mai mult. Bine, dacă sunt două genuri separate, chiar dacă e de asta. Da, pe asta țin minte că l-am văzut la, tot la cinema. Și prima, nu știu, jumătate de oră sau nu știu, până setează ei treaba cu gravitația, să înțelege exact puțin background-ul, știi, eram, doamne, cât de boring, ce se întâmplă, numai praf, numai Matthew, what's wrong, haide ceva. Mamă, și după aia, deci am plecat de la cinema, nu mai vorbeam. Deci eram cu cineva și eram așa, what, what, what. Scorul muzical, în primul rând, e super. Da. Da, nu, e fantastic. E un SF, mie nu-mi plac SF-urile în general, dar e un SF, nu știu, nu SF, nu știu cum să zic, adică e mai mult de science. Înțeles, știi, da, e mai mult ideea science, că s-a exact. Documentat foarte, foarte bine și despre gargancio aia, gaura neagră și acum recent parcă citisem niște articole în care spuneau că au cam nimerit mai tot ce au zis despre cum ar arăta și cum... cum se dar manifestă. Cred că a lucrat chiar cu un fizician pe partea asta. Da, pe... și a fost și mult, mai, cu mai mulți. Da. A fost și Neil deGrasse Tyson care a interpretat filmul. Uh-huh. Efectiv spunea, uite, aia e fezabilă, aia e fezabilă, aia nu prea. Și Neil deGrasse Tyson mai are și o chestie. Când vrei să faci un film science fiction, get your science right and then write the fiction. Exact, pe corect. Adică nu inventezi chestii. Ca să poți să inventezi într-o direcție verosimilă. Că da, aia, cu gravitatea a patra. Gravitatea, gravitația da, a patra înțeles, dimensiune. Da, am înțeles. Ok. Vezi, e puțină presiune și când stai în scaunul invitatului ca să nu spui prostii, să-ți creezi un profil cât de cât nu, mare. Dar eu m-am făcut cunoscut pe canalul ăsta pentru a spune prostii. Adică acolo e fieful meu. Acolo păi asta zic, not. Eu nu știu mai multe despre tine. M-ai pus în scaunul ăsta cu zero info, efectiv. Ia, Adriana, așa ca să do fie. Your thing. Și te văd și oamenii aici pentru prima dată. Te-am mai văzut la Lorena, cred că mai mult soțiile lor. Și la George, lor. De fapt, oamenii de la pe Cavaleria m-au văzut la George prima oară. A fost interviu cu George acum 2 ani și ceva, cred, în mașină. Da, în mașină. Cum să uiți așa ceva? A, nu, i-am dat cu skip. Am văzut cine e asta, ok, arată fine, modă, skip, skip, final, gata. Băi, mulțumesc, apreciez sinceritatea, mulțumesc, ești foarte fain. A, uite, asta m-am plăcut despre tine, vezi, nu? Da. Invitații n-au și ei filtre din astea de politețe, de, nu știu, să mângâi puțin prezentatorul, să fie mai blând cu tine, nu știu, să știi, să spună niște întrebări la care să ai niște răspunsuri de-astea cu... Depinde de raportul care l-ai, adică... Ce, dacă e fashion, gata, a, nu, vorbesc de persoana aia, nu contează ce faci. A, ok. Poți fi ești motorător de stradă. Deci nu ai văzut interviul meu cu George? Nu, ți-am zis, la început, skip, pac. Și era și lung. Gata, are, hai că... Cât are o oră? Hai că... Dar tu știi cât am vorbit noi, deci dacă materialul final are o oră, sau nu, are 50 de minute, cred? Pun pariu că are, da. Tu de seama cât am vorbit noi? De seama că nu se mai termina drumul ăla, cred că am făcut turul Bucureștiului, efectiv, nu știu pe unde m-a dus. Eram așa de intu acolo în conversație încât, da, mi-a plăcut, cred că a fost mai interesant decât interviul ăsta cu tine. Ați văzut, după cum spuneam, așa o pregătește de sus și o lansează. Asta e o păi mă lași de să fac toată treaba. Deci tu observi, mă lași de să fac toată. Ok, e mișto ăsta, nu-mi place verdele oricum e, dar e mișto ca și obiect de mobilier, dar atât. Nu mi-ai oferit foarte mult să
facem această emisiune interesantă. Iuta, ca să fie mai inconfortabil pentru tine acum. Nu, eu sunt foarte confortabil că lumea tace, pentru că eu pot să vorbesc efectiv în continuu. Păi de drum. Nu mă interesează despre ce, dacă interesează pe cineva, eu pur și simplu vorbesc. Dacă vreți să vedeți lucruri mai interesante, vă invit pe canalul meu de YouTube, iată. Plug, plug. Unde vorbesc numai eu și chiar are sens tot ceea ce zic. Desigur, nu are relevanță pentru publicul masculin, eu vorbesc doar pentru femei, fiecare... dar... Ei au prietene, asta au soții, cunate. De asta am venit aici, pentru ele. Deci pentru ele am venit, vă rog, faceți switch-ul. Da, și după aia mai arată și partea lor sensibilă, că uite, dragă, am auzit de așa. Știi că am avut două cliente, apropo of topic, am avut două cliente care eu am fost recomandată lor de către iubiții lor. Deci iubiții lor știau de mine, ele nu știau de mine, știau ei de mine și au zis, trebuie să te duci la Adrian. Acum poate să fie de bine și de rău că știi să zică iubitul du-te să arăți mai bine, să te simți mai bine, poate fi și bine și... Deși e ciudat că vouă când vă spune, știi, spune unei femei că arată foarte bine de un milion de ori, e ok, dar spune că arată rău odată și te ține minte pentru toată viața. Da. De ce o las băiatul de... Da, asta păi întocmai. La noi ok, la noi poate să vină femeia, tu nu vezi cum arăți? Tu nu vezi cum ești tu afară cu părul ăla? Dar la noi ok, da, ok, honey, știi? Dar da. La femei tot e așa de... Nu, se simt ofensate foarte ușor. Da, poate... Stai să mă gândesc un pic. Poate pentru că știu că nu arată așa de bine momentul respectiv, știi, și tu ar avea nevoie de o încurajare, de la te, hai, lasă, gen că merge și așa, nu ești chiar atât de nasol. Cam asta să fie mesajul subliminal. Și tu când îi zici ce e asta, ce e cu rochia asta, nici ei nu-i plăcea 100%, știi? Dar acum că ai venit tu și ai trântit-o așa, parcă... Nu trebuie să spui tu ceva da, frumos. Da, invers e ok. Invers. Invers ce? Că îți spune că da, nu-ți dar ți-o dă din bine? Pod, adică cum știi cum le dai tu. Eu nu. Ai mă, că eu nu fac așa, dar bine, sunt la tine super cu soft. Traiectorie mai lungă, dar... E soft. Se creează impactul în timpul ăsta. Da, te aștepți. Nu te ia așa din prima. Te aștepți la ceva un pic. Uite, hai să vorbim de costumația din filmul La Condiță Părul. Ceva ieșit mie din îmi plac film. Uniformele foarte mult. Foarte, în general, de uniformele. Nu neapărat, uniformele în general. Astea militare, nu știu, de polițiști, de marinari, de orice. Sunt foarte mișto și impun anumit respect celui care se uită la tine, dar de asemenea te obligă și pe tine să stai mai drept, știi? Să ai purtat vreodată, ai probat vreodată vreo uniformă? Nu. Uite să încerci dacă ai ocazia să vezi cum... Te obligă, știi, să stai așa. Eu am câteva piese de uniformă luate în niște buticuri de-astea vintage, reale, reale, deci piese, sacouri și jachete și de așa. De bărbați? Da, de bărbați. Da. Așa îmi place să port și haine de bărbați, ca să pot să vă înțeleg mai bine. Uite, vezi, vin la interviu, sunt mai pregătită. Nu are nicio legătură. Revenind. Da. Și când le pun, când le port, observ că stau mai dreaptă și sunt așa mai autoritară cumva, știi? Deci îmi plac uniformele. Ok, deci îți dă senzația de putere. Da, îți dă senzația de putere, clar. Și dacă mai are ceva epoleți pe aici și chestii, clar, umerii supradimensionați și umerii mari, asta e rolul lor. Voi care ați purtat uniforme pe acolo, așa o simțiți și voi? Pentru mine e la fresh news chestiile astea. Da, da, pe bune. Pe bune. Chiar dacă n-au încercat, chiar, nu știu, mergeți să chiar mergi să vezi. Nu știu unde să mergi, poate să-ți împrumut poate eu să joc ceva. Într-un film, cine sau e. Poate să... Bravo. Dar mi-ar plăcea. Ți-ar sta bine în uniformă acum, uitându-mă cu niște bocanci din aia raf, așa, știi? Mm? Cu o șapcă din aia, nu se cheamă șapcă, cum se cheamă? Chipiu din ăla? Nu, chipiu. E chestia aia, în fine. Codrin. Da. Care va fi următorul film pe care îl vei vedea? Ok, aș vrea să văd tot cu Brad Pitt-ul tău, Ad Astra, n-am apucat să-l văd. L-am văzut și pe ăla. Eu văd toate filmele. Mamă, care apărte. Dar tu chiar vezi toate filmele? Da, da! O vezi pe Adriana ca să fie gazdă recurentă? Vezi, deci eu sunt mai updatată decât tine care ții această emisiune. Da. How is that possible? Păi e simplu. Am o groază de alte lucruri de făcut în spate care mănâncă absolut tot timpul. Ce vrei să spui? Că tu ai o groază de lucruri de făcut în spate care îți ocupă tot timpul. În comparație cu mine care văd toate filmele, ce extragem noi din asta? Analiză sintactică sintactic-morfologică, ia zi. Că eu nu am alte lucruri de făcut mai importante. Și în această notă vă mulțumim frumos că ați participat la această emisiune. Eu am fost invitat de data asta, Adriana Matei, altfel zis Hype It. Uite, explică rapid, 5 cuvinte la ce vine Hype It.
Femeia modernă, smart, frumoasă, updatată și care atât ține... Păi mai avea unul! Păi și care ține cum mai e unul? Care ține sala de legătură. Nu mai vin niciodată. Nu, asta e cenzură. Cenzură! Misiunea ta. În 2019-2020 mă cenzurezi. Ok. Și te găsesc pe Instagram la... Da, mă găsesc pe Instagram la Hypeuit. Facebook. Mai vrea cineva să mai... mă vadă după asta, nu cred. Da, Facebook-ul nu e chiar așa data. Sunt pe Instagram și pe YouTube. Mi-a făcut plăcere să vorbesc cu voi cât s-a putut, că nu. Da, într-adevăr, sunt un invitator. Da, deci să nu-l invitați nicăieri, efectiv. Dacă aveți nevoie de invitați, nu. Echipa, noroc că echipa e mai mare, au de unde alege oamenii. Da, o să mai încerc da. Și cu alți colegi de-ai tăi să văd. Poate să existe o chimie mai bună, nu știu, aici. Și până data viitoare, numai bine! Bye.